Ei, bună seara, bine ați revenit pe la mine, sau bine ați venit dacă sunteți pentru prima dată aici. Mi-ar fi plăcut să vă arăt ca mai multe cărți decât acestea 5 pe care vi le voi prezenta, însă aș zice că au fost așa 4 bune și grele, una tot bună, dar mai ușurică, mai ușor de parcurs, citită cred că în maximum 2 zile, 250 de pagini. Imediat vin și vă povestesc despre fiecare în parte. N-am să fac recenzii, vă spun doar în mare, în linii mari poveștile, pentru că mă gândesc să revin cu recenzii la aceste cărți. Și așa nu am eu foarte multe recenzii pe canalul meu de YouTube. Ar fi cazul poate să mă ocup de asta mai mult în acest an. Mulțumesc că sunteți aici. Dacă v-ați abonat, clic pe clopoțelul de notificări. Mulțumim! Am să încep cu jucătorul prima dată, cea care este cea mai ușoară, după cum spuneam, că am una foarte ușurică aici. Surprinzător pentru Dostoevski, nu-i așa? Dar asta chiar a fost scrisă în 4 săptămâni, nu are atât de multă analiză psihologică, așa cum obișnuiește scriitorul rus în majoritatea romanelor sale și în majoritatea personajelor asupra celorlalte personaje. O să vedeți că o să vin cu un vlog în curând despre un astfel de personaj foarte detaliat și minuțios analizat. Jucătorul este o cărticică, cum spuneam, de 200, nici 250, am spus are 200 de pagini. Am mai povestit eu despre ea pe Instagram, spuneam acolo că a fost scrisă de Dostoevski în cel mult 4 săptămâni pentru că avea nevoie să-și plătească datoriile. El nu analizează atât de bine personajul, nu, în sensul că nu intră mai mult decât e cazul în detalii. L-am înțeles foarte bine pe acest personaj descris de Dostoevski în roman. Am înțeles și am regăsit practic în jucătorul chiar scriitorul nostru rus, pentru că el era la rândul său jucător în perioada respectivă, de asta și avea nevoie să scape de datorii și să-și le plătească după urma acestui roman. N-am să vă istorisesc ce se petrece în carte. Personajul principal masculin este Alexei Ivanovici și mai avem și un personaj feminin în roman. Este vorba despre Polina, care e fiica generalului. O să vedeți despre ce e vorba și, sinceră să fiu, recomand jucătorul ca primă carte, dacă nu ați citit nimic până acum de Dostoevski. Știu că am făcut un vlog, dacă vă aduceți aminte, dacă erați pe aici, în urmă cu un an și ceva, cu ce carte să începi dacă n-ai citit niciodată Dostoevski, dar eu nu citisem decât 3 la vremea respectivă, așadar citind jucătorul și văzând cât este de ușurică și de mică, recomand să începeți cu aceasta dacă nu ați citit nimic până acum de scriitorul rus. Vreau să închei cu un mic citat pe care mi l-am notat în telefon, pentru că eu nu prea fac semne pe cărți și nici nu mi-am pus semne de carte. Într-una singură de aici mi-am pus vreo 2-3 semne de carte și zice așa Alexei, cel care este jucătorul din romanul cu același titlu: viața mi se frângea în două, dar din ajun mă obișnuisem, de acum se joc totul pe o carte. Poate că e adevărat că n-am rezistat în fața banilor și mi s-a urcat la cap. Pe être, je ne demandais pas mieux. S-ar traduce prin poate, tocmai asta e ceea ce îmi trebuia. Ei bine, Alexei, cel care se învârte sau este prins cumva între obsesia aceasta pentru joc, pentru a câștiga, dar o să vedeți și de ce își dorește să câștige, pentru că sunt dorințe diferite de ce vrei să câștigi într-un casino, la o ruletă. Și eu spun asta pentru că am fost dealer de casino în urmă cu ceva ani, atunci când am venit în București, așadar am cunoscut jucătorul îndeaproape și am văzut cum se manifestă și cel care pierde și cel care câștigă. Rămâne la Alexei totuși și spuneam că se află între obsesia aceasta pentru joc și pasiunea tot obsesivă, aș spune, pentru Polina, fiica generalului. Dar vă las să descoperiți în momentul în care veți citi romanul. Și merg mai departe la cartea numărul 2. Bine, ele nu sunt în ordine aceasta, nu în această ordine le-am citit. Cred că jucătorul a citit-o la sfârșit de noiembrie, dacă nu mă înșel. 1984, care în mod sigur nu este genul meu de carte preferată, genul meu de lectură. Am mai spus că nu citesc distopii și utopii, dar țin să le citesc și pe acestea sau unele dintre ele, cele mai recunoscute, mai renumite, mai vorbite, mai recenzate, pentru că am nevoie să înțeleg și eu dincolo de poveștile pe care le citesc, să văd și despre ce este vorba în astfel de cărți. E o carte foarte bună, chiar dacă pe mine m-a prins destul de greu și
m-a lăsat mască în anumite momente, în anumite pagini. 1984 al lui George Orwell este o carte de căpătăi, o carte pe care trebuie să o citim cu toții. Atât de bine a ghicit, a prevăzut Orwell anumite lucruri, încât îți face pielea de găină la un moment dat și nu-ți vine să crezi că un scriitor poate să gândească acele lucruri. Era în 1949 când scria acest roman, deci sunt mulți, mulți ani de atunci până astăzi și iată că unele lucruri sunt valabile și se aplică. M-a prins târziu, cum spuneam, abia după pagina 60 și ceva, 65, 67, exact când apare în peisaj o femeie, ca să devină așa un pic interesant pentru mine și așteptam ca cei doi să se cupleze pentru că simțeam că acolo ar exista ceva. Mă ieși în momentul în care începe povestea dintre cei doi. Ba, s-au bucurat atât de puțin de dragoste și de făcut dragoste, încât nu vine să cred că de repede au sărit de la una la alta sau că de repede s-a dus acțiunea în altă zonă. Așa mă ținea cu sufletul la gură. Eu, să știți că aș citi mult mai repede dacă aș acorda timp, dacă aș avea adică timp, pentru că nu sunt cărți grele neapărat, ce am zis eu aici, cărți grele. Cărți grele în teorie, în sensul că trebuie să spui un pic și mintea la contribuție atunci când le citești și nu să-i citesc cu floare la ureche, cum ar fi Cecilia Ahern, despre care v-am zis că am aici în biblioteca mea și i-am citit cam toată colecția de cărți. Și cred că trebuie să ne punem cumva mintea la contribuție atunci când citim, să ne depășim un pic pe noi înșine. Nu știu, cum ai putea evolua dacă ai citit doar cărți ușoare și te-ai uitat doar la filme rapide care se termină într-o oră. Așa este și cu cărțile și de aceea insist să citim și cărți mai greuțe sau care par mai greuțe, depinde de ritmul fiecăruia de a citi. Spuneam că a devenit interesant în momentul în care a apărut tipa în peisaj. Winston se tot gândea, se temea de ea, de fapt, că ar fi de la secția Poliției Gândirii, dar de fapt ea era de la secția Ficțiune, iar el era de la Adevăr, dacă nu greșesc. Da, Adevăr și Ficțiune, cam așa erau. V-am zis, mi-e foarte greu să povestesc cartea asta, de asta o să mă pregătesc atunci când îi fac recenzia și o să mă gândesc un pic înainte cum să formulez povestitul. E bine și să vedeți cât de grea era comunicarea și cât de greu era să se întâlnească pentru cei doi, pentru că trebuia să se ferească, n-aveau voie să se vadă când voiau ei. Vreau să vă citesc 118 era. De unde începe? Stați așa. Numai că o întâlnire presupunea dificultăți concrete enorme. Era ca și cum ai fi încercat să muți la șah după ce ți se dăduse deja mat. În orice parte te-ai fi întors, te confruntai cu un teleecran. De fapt, toate modalitățile posibile de comunicare cu ea îi trecuseră prin minte în primele 5 minute după ce citise bilețelul. Însă acum, că avea timp să se gândească, le trecă în revistă una câte una, de parcă și-ar fi înșirat instrumentele pe o masă. Încercau în mai multe moduri să găsească loc, spațiu, timp, astfel încât să nu se prindă nimeni și acel teleecran care era în permanență cu ochii pe ei, nu aveai cum să îți vezi liniștit de viață, să ai acea libertate. Mi-a plăcut inclusiv partea în care povestea Winston despre actul sexual cum avea loc. Și cred că la pagina 70. Cum o atingea, ea părea să se cutremure și să încremenească. Să o îmbrățișezi era ca și cum ai fi îmbrățișat un manechin de lemn. Și partea ciudată era că până și atunci când îl strângea în brațe, el avea senzația că în același timp îl respingea din toate puterile. Impresia îi venea de la rigiditatea mușchilor ei. Catherine stătea cu ochii închiși și nici nu se împotrivea, nici nu participa, doar se supunea. Catherine fiind fosta lui soție, fosta. Da, fosta, deși nu erau divorțați într-adevăr, era ceva extraordinar de jenant și după o vreme oribil, dar chiar și așa ar fi suportat să trăiască cu ea dacă ar fi căzut de acord să practice abstinența. Oricât ar părea de ciudat, însă Catherine a fost cea care a refuzat. I-a zis că trebuiau să încerce să facă un copil. Așa că actul a continuat să se desfășoare cu regularitate, o dată pe săptămână, atunci când nu era imposibil. Ea avea obiceiul să-i amintească dimineața de el ca de un lucru care trebuia făcut seara și nu trebuia uitat. Avea două expresii pentru asta. Una era a face un copil, iar cealaltă datoria față de partid. M-am nebunit cu datoria asta față de partid. Tipa asta, Catherine, fosta soție, era
Da, chiar folosiți această sintagmă. În curând lui Winston a ajuns să-i fie de-a dreptul groază când venea ziua programată. Din fericire, însă, n-a avut niciun copil și în cele din urmă i-a acceptat să renunțe la încercări, iar la scurt timp, după aceea, s-au și despărțit. Da, cam așa se petreceau lucrurile în 1984, acest roman al lui Orwell. Deci cred că nu e nimic care să-mi fi plăcut în cartea asta. Mi-a plăcut felul în care a fost scrisă, mi-a plăcut autorul, nimic de zis, dar nu mi-a plăcut nimic din ce s-a petrecut aici, nimic din aceste realități, pentru că au fost niște realități. Înțeleg că Orwell s-a și inspirat din comunismul rusesc și din alte fapte istorice reale, dar nu mi-a plăcut absolut nimic, nimic. Știți că sunt povești care nu-ți plac, pentru că nu-ți place ce se petrece acolo, nu-ți place personajul, nu-ți plac personajele și cu toate astea îți place felul în care a fost scrisă și cum a fost gândită și cum a fost pusă pe hârtie de scriitor. Așa este la mine cu 1984. Nu mi-a plăcut povestea asta, nu mi-a plăcut că au existat asemenea lucruri. Bă, și mi-era o milă de Winston, deci mi-era milă de el mai ales când avea durerile alea de gastrită. Păi, eu care am avut gastrită, deci parcă, cum să vă zic, când citeam, parcă eram în locul lui acolo, simțeam fiecare durere pe care o simțea omul ăsta, îmi venea să mă zvârcolesc eu de durere în locul lui. Da, 1984, o carte pe care o recomand, dar dacă vă ține să citiți și dacă vă plac sau puteți duce distopiile, pentru că aceasta este o carte distopică, deloc ușor de citit, cum spuneam. Și să mergem la următoarea carte, care s-a citit ceva mai rapid, aveam nevoie să citesc și ceva ușor între toate acestea. Robin Sharma, călugărul care și-a vândut Ferrariul. Eu, care nu citesc de obicei cărți de dezvoltare personală, vă spuneam că una pe an, maxim două dacă se întâmplă, citesc, chiar dacă nu mă omor cu ele, pentru că aplic de obicei direct în viață ceea ce tot viața îmi dă să cunosc, însă uneori sunt bune și aceste cărți, nu neapărat că îți schimbă viața, dar te pot ajuta în anumite filozofii, în anumite gânduri pe care le ai, îți poate da pozitivism. Călugărul care și-a vândut Ferrariul este de fapt povestea lui Julian Mantel, un avocat care își va vinde Ferrariul și conacul se simțea extrem de nefericit în viața lui de succes, părea că are succes. Și haideți să vă zic un pic aici, că mi-am pus un semn de carte. De la Yogi Raman vine citatul. Este unul dintre cei la care Julian merge să învețe. Își lasă serviciul, își lasă tot după ce are un atac de cor, dacă nu greșesc, sau ceva, nu mai știu exact ce îi se întâmplă, în sala de judecată, el fiind avocat, după cum vă spuneam. Și merge așadar să învețe cum să-și trăiască viața. Și spune Yogi Raman, nu există greșeli în viață, doar lecții, nu există experiențe negative, ci doar ocazii de a crește, de a învăța și de a avansa pe drumul autocontrolului. Din luptă vine puterea, chiar și durerea poate fi un învățător minunat. Vedeți ce frumos spune? Sunt lucruri pe care sigur oricare dintre noi le cunoaștem și ne-am lovit de ele în viață, însă atunci când le citești, contează foarte mult să te și regăsești într-o carte. Nu e suficient doar că le știi tu și atât. E ok să citim astfel de cărți și probabil, nu că zic eu că e ok, voi, mulți dintre voi știu că deja citiți și sigur o să-mi recomandați și altceva. Dacă aveți, nu știu, cărți atât de bune pe care le-ați citit și v-ați regăsit în ele și v-au plăcut și poate chiar v-au ajutat. Eu n-am întâlnit nicio carte care să-ți schimbe viața sau, mă rog, n-aș vrea să-mi schimb viața, deci probabil că de asta, care să-mi dea și mai mult pozitivism decât am deja. Deci, nu știu, o carte care să-ți schimbe viața chiar nu. Ah, ba da, uite, există și cred că am făcut o recenzie, că, cum se numește, Dumnezeule, ce-mi scapă, Cine mi-a vândut cașcavalul, cine mi-a furat cașcavalul, pardon, este o cărticică foarte subțire, găsiți recenzia pe roxanab.ro, dacă e, las eu link-ul și în descriere. Și mai era una, îmi scapă, și despre aceea cred că am scris, despre care se spune că schimbă vieți dacă și după ce o citești. Dar să rămânem la călugărul. Ce mi-a mai plăcut aici?
Pe vremea când eram un avocat dat naibii, chicoteam pe seama celor oameni care lucrau pentru a-și îmbunătăți viața interioară și exterioară. Trăiește-ți viața, gândeam. Dar am învățat că stăpânirea de sine și grija perseverentă pentru minte, trup și suflet sunt esențiale pentru a ne găsi sinele superior și a trăi viața visurilor noastre. Cum poți avea grijă de alții dacă nici măcar nu te simți tu bine? Nu poți să faci bine dacă nu poți să ai grijă de tine. Nu poți să te iubești dacă nu te iubești întâi pe tine. Mă rog, cred că am greșit un pic pe aici, dar cam asta era ideea în mare. Robin Sharma, mă gândeam să fac un vlog cu top cele mai faine citate pe care le-am descoperit în cartea asta. Cartea fiind așa un mănunchi de citate, pentru că toate se pot aplica și din toate poți învăța câte ceva. Inițial n-am vrut să o citesc sau să o iau pentru că prea multă reclamă, prea mult marketing și, în general, cărțile de dezvoltare personală care au atât de mult marketing și scrie bestseller pe ea, nu neapărat este și o carte bună. Însă, aceasta este și mai în continuare ceva cu liderii, dar nu mai știu pe undeva pe aici. Atinge măiestria în leadership tot de Robin Sharma. Pe Robin Sharma îl mai urmăresc din când în când pe Instagram și îmi place. Mergem mai departe cu Inimă cu sută. Aceasta este o carte, nici nu știu ce să vă spun despre ea, deci cred că sunt pentru prima dată pusă în situația în care nu știu dacă se recomand sau nu această carte. Este într-adevăr greu de citit, de dus, din cauza multiplelor metafore pe care autoarea le folosește în carte. De aceea și nu neapărat din cauza că datorită metaforelor am putea spune că este o variantă feminină a lui Marquez. Și o să vedeți dacă alegeți să o citiți, pentru că eu am aflat despre ea, despre această carte, aici pe canalul de YouTube, cineva a recomandat-o. Nu știu ce mi-a venit să ascult, nu pot să zic că am dat greș cu ea, v-am zis, este o carte greuță, dar bună, mi-a plăcut foarte tare povestea, cel puțin în primele două părți ale cărții, pentru că are trei cărți, sper că n-am greșit, nu? Cartea a doua, cartea a treia se numește Celălalt Săr. Primele două părți, două cărți, mi-au plăcut foarte mult. Practic o avem pe Fraschita, cea care în jurul căreia se învârte toată povestea, dar cartea începe cu Soledad și din povestirea ei, din perspectiva ei se povestesc lucrurile, iar mie mi-a plăcut foarte tare după cum a început încă de la prima filă. Numele meu este Soledad. M-am născut în această țară în care se usucă trupurile cu brațe moarte ce nu pot să îmbrățișeze și cu mâini mari inutile. Mama mea înghițise atâta nisip înainte să găsească un zid în spatele căruia să nască, încât mi l-a transmis în sânge. Pielea mea ascunde o clepsidră înaltă ce nu poate să se oprească. Goală în lumina soarelui, poate că cineva ar putea vedea ca printr-o sticlă transparentă curgerea de nisip care mă traversează. La nașterea mea, mama a citit singurătatea ce mă aștepta. Nici să dau, nici să primesc, nu aveam cum să știu vreodată ce înseamnă. M-a atras, v-am zis, de la primele cuvinte scrise, de la primele propoziții și fraze. Și Soledad, fata asta, chiar povestește din perspectiva ei. Ea este fiica cea mai mică a Fraschitei Carrasco, Fraschita croitoreasa din sat, Soledad, care își asumă încă de la naștere și în timp ce crește și asumă destinul de singurătate. Pentru că ea nu va ști exact așa cum spune la început, nu va ști ce înseamnă nici să dai, nici să primești. Soledad îi spune și Soledad rămâne. Este acea carte care îmbină realismul magic cu fantasticul, cu misterul, de aici te duci și cu gândul la Marquez, la opera lui Un veac de singurătate și putem spune în mod sigur că aceasta ar putea fi o variantă feminină a scriitorului columbian. Inimă cu sută de Carol Martinez este o carte pe care am citit-o extrem de greu, cum vă spuneam, în mai bine de o lună, cred. Nu mi-a luat o lună, dar vreo 3 săptămâni, cred. Dacă nu mă înșel, în octombrie am citit-o și pentru că n-am reținut chiar așa fiecare personaj în parte, mă rog, le-a ști, dar mai bine să vi le spun direct după cum mi le-am notat aici în telefon.
Este fraschita despre care v-am spus la început, mama, croitoreasa cu mâini și degete magice. O să vedeți ce este capabilă femeia asta să croiască, ce este capabilă să facă, nu doar rochii, nu doar rochii de mireasă, de se duce vestea în toate satele și în toată lumea de acolo, dar să vedeți ce poate să coasă, adică suflete direct, inimi. Nu vreau să intru în detalii, că mie că vă scârbesc cu asta și nu o să vreți să mai citiți cartea și vreau să vă luptați și voi cu ea, nu doar eu cu inimă cu sută. Dar să știți că titlul are un sens, adică nu e degeaba inimă cu sută la propriu. O să vedeți acolo dacă alegeți să o citiți și voi. Apoi o avem pe Anita, acum vă povestesc despre copiii ei, vă ziceam de Soledad, cea care povestește cartea, Fraschita care este mama și ceilalți copii. Anita este o povestitoare cu har și păstrează, știe foarte bine să păstreze secretele tuturor. Clara este ființa luminoasă ruptă din lume, în sensul că are un chip atât de luminos și de asemenea o să vedeți despre ce vorbesc când o să ajungeți la acest personaj, la Clara. Martirio, care comunică cu morții. Angela era una dintre fiicele care avea glasul divin. Când cânta ea, răsuna în tot, nu, că în tot satul, era puțin, în toată zona aceea lor din, cum se numea satul, Santivello, îmi scapă, de ce nu mi l-am notat și eu, pentru că și satul acela m-a dus cu gândul la un vel de singurătate, nu mai știu. Trebuia să-mi notez toate acestea. Apoi îl avem pe Pedro, care este singurul fiu al Fraschitei. Pedro, un băiat roșcat, care s-a născut așa dintr-un farmec. Interesant felul în care a fost conceput totuși Pedro. Se întâmplă foarte multe lucruri în cartea asta, deci nu vreau să vă povestesc mai multe, vreau să vă las să descoperiți dacă veți fi curioși și v-am zis, dacă vreți să descoperiți ceva, o carte inedită, așa cum nu citești în fiecare zi sau în fiecare an, sunt convinsă că o astfel de carte n-a mai fost scrisă sau cu asemenea imaginație, pentru că asta face Carol Martinez, țese pur și simplu cuvintele și deși am zis că o asemăn cu Marquez, este diferită și ea are unicitatea ei, doar că acel amalgam de metafore devin obositoare la un moment dat, încarcă prea mult scritura și obosesc cititorul atunci când trece prin multitudinea aceea de metafore de care vă spuneam. Haideți să văd dacă și găsesc ceva. Ea spune că scrisul va îngropa mâinile povestitoarelor și că nicio voce nu ne va mai conduce prin negurile mitului. Literele scrise, aceste curbe, această cerneală, aceste cuvinte tăiate în bucăți vor putrezi pe foi memorie moartă. Poveștile vor fi uitate. Pentru ea orice carte este un cimitir. Nimic nu trebuie scris în altă parte decât în capetele noastre. Ea are povești tatuate pe buze, un sărut al gurii ei, o mângâiere a mâinii ce ni le întipărește pe frunte. Mâinile Anitei încep să danseze în fața mării în momentul în care credeam că am atins în sfârșit capătul lumii și că mama nu va putea merge mai departe. Complicată tare e povestea asta, să știți, deci chiar o să mă înțelegeți dacă ajungeți la ea, iar persoana care a recomandat-o, dacă se află aici, aș vrea să-mi spună ce i-a plăcut cel mai și cel mai mult din această carte. Spune aici Le Figaro că este un roman picaresc, primul scris de Martinez la 40 de ani și autoarei nu este frică de cuvinte, le plămădește jucându-se cu formele lor mereu reinventate, dă sonoritatea adjectivelor în frazea căror mișcare trezește ecouri în toate cele patru zări. Eu cred că ar putea să vă placă, cum ziceam, dacă citiți ceva, vreți să citiți ceva aparte, ceva diferit decât citiți de obicei, aceasta este o carte pe care o recomand. Inimă cu sută, Carol Martinez. Și mă apropii de final. Ultima carte citită în anul 2020, în decembrie 2020, am încheiat anul cu Montele Cristo. Dacă vă aduceți aminte, am și povestit despre Alexandru Dumas, cât de mult m-a cucerit pe mine cu acest roman. Bineînțeles, ăsta e volumul întâi, deci puteam să nici nu pun aici, dar fiind două cărți, două volume, mi-am permis să pun cartea și aici. Probabil că o voi pune și într-un vlog, într-un alt wrap-up, să zicem. Contele de Monte Cristo, nu o să vă povestesc foarte multe pentru că vă las linkul în descriere unde am povestit ultima dată de el și cât de tare m-a cucerit pe mine și
Da, îmi pare rău că n-am citit în clasa 7-a sau a 8-a sau când au citit-o alții în adolescență, dar nu mă oftic atât de tare pentru că am posibilitatea să citesc acum și oricând și la orice vârstă vă recomand și vouă. Dacă n-ați citit Contele de Monte Cristo, o să vă placă foarte mult de Dante și o să vă placă cum curg poveștile și cum le-a țesut Alexandre Dumas și, mamă, ce se întâmplă acum la în volumul 2. Devine enervant un pic, să știți, contele ăsta. Începe să mă agaseze, să mă irite un pic, nu știu, prin acțiunile lui, deși mă surprinde cât de inteligent este. Stăteam și mă gândeam cât de mult a putut să învețe de la abatele când a fost întemnițat. Dar vă mai povestesc eu despre asta, că am zis să nu fac Dita mai vlogul astăzi și să vedeți vlogul cu Monte Cristo de data trecută. Mulțumesc că ați fost aici, vă invit să vă abonați, să dați click pe clopoțelul de notificări dacă n-ați făcut-o până acum, pentru a vedea și următoarele mele vloguri. Urmează Mihai Eminescu, Dostoevski și cred că filme. Cam așa ar fi ordinea, dar rămâneți pe aproape, o să vi le arăt. Mulțumesc, pa, pa!